Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Ne-a mai rămas ceva timp de predică și este destul. Citim din Faptele Apostolilor, capitolul 27. În seara aceasta vrem să vorbim despre ce ne-a pus Domnul pe inimă. Faptele Apostolilor, capitolul 27. După ce s-a hotărât să plece cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați, i-au dat pe mâna unui sătaș al cetei de ostași, Augusta, numit Iuliu. Ne-am suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei, și am pornit. Aveam cu noi pe Aristarh, macedoneanul din Tesalonic. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru, pentru că vânturile erau potrivnice. După ce am trecut marea care scaldă Cilicia și Panfilia, am ajuns la Mira, în Licia. Acolo sutașul a găsit o corabie din Alexandria, care mergea în Italia, și ne-am suit în ea. Timp de mai multe zile am mers încet cu corabia și nu fără greutate am atins înălțimea Cnid, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei, alături de Salmana. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului, de aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încarce, să încerce să ajungă la Phoenix, liman de Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus, ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos, numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre. După ce am ridicat-o în sus, am întrebuințat mijloacele de ajutor, au încins corabia cu frânghii și, de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt, fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună. A doua zi au început să arunce mare încărcătura din corabie și a treia zi noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multe vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu vă fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Spunea Pavel: trebuia să mă ascultați, să nu fi pornit cu corabia, ca să scăpați de primejdie și de pagubă. Predica mea din această seară se numește: cum scăpăm de primejdie și de pagubă? Uneori viața este comparată cu o călătorie care începe la naștere și se încheie la moarte. Apostolul Pavel, în contextul acesta, călătorea și el legat în lanțuri, în calitate de prizonier, dus sub escortă de autoritățile romane, de la Cezarea la Roma, capitala Imperiului Roman. Călătoria era lungă și s-a făcut pe apă, cu corabia.
Și vapoarele din vremea aceea, numite corăbii, erau propulsate de forța vântului, care era preluată de niște bucăți mari de pânză numite vele și care împingeau, propulsau corabia înspre înainte. Din acest motiv, oamenii se rugau pentru un vânt prielnic care să bată din spate sau măcar din lateral. Vântul era partenerul lor numărul unu, dacă era cu minte, dar același vânt care era partener, atunci când se dezlănțuia și era mai tare decât un vânt și devenea furtună, partenerul acesta prietenos devenea dușmanul periculos de moarte. Și în seara aceasta vreau să vă vorbesc despre vântul care te împinge înspre succes, înspre binecuvântare, înspre fericire, înspre bunăstare și viață bună, dar într-o clipă când nu te aștepți, vântul acesta prietenos se schimbă într-un uragan periculos care spune în pericol viața și s-ar putea să pierzi tot ce ai câștigat în vreme bună. Vreau să vă spun mesajul acesta cu o inimă de frate, dar și de copil al Domnului. Și eu socotesc că întotdeauna noi le vorbim copiilor noștri în funcție de situațiile prin care trec. Și poporului lui Dumnezeu trebuie să-i vorbim în funcție de situația prin care trece. Atunci când suntem însetați, de apă avem nevoie. Și atunci când suntem flămânzi, avem nevoie de ceva consistent să prindem la inimă, ca să nu cădem de oboseală pe drum. Și în seara aceasta privim în Scriptură la oameni care au trăit înainte de noi. Și ei au avut un vânt potrivit și prietenos din spate. Partea din spate a vaporului se numește pupa și partea din fața a vaporului se numește prora sau prova. Și tribord și babord, partea stângă și dreaptă și așa mai departe. În tinerețea mea am lucrat într-un șantier naval, am făcut o țâră de liceu la marinărie și am mers un pic cu vaporul. Aș vrea să vă spun că viața și călătoria apostolului Pavel de la Cezarea la Roma s-a făcut pe corabie și vântul uneori a fost un prieten și l-a dus spre țintă, alteori a fost un dușman și s-a împotrivit și uneori a fost un pericol și era gata să ia viața dacă nu venea degetul lui Dumnezeu să-l scape. Așa că în seara aceasta, la întrebarea cum scăpăm de primejdie și pagubă, în călătoria vieții, când vântul uneori e cu noi, alteori împotriva noastră, vreau să vă spun lămurit trei lucruri. Primul dintre ele este că uneori avem parte de vântul adversității. Priviți, vă rog, versetul 4. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru, pentru că vânturile erau potrivnice, erau adverse nouă. Sunt vremuri în viață când corabia vieții n-are vântul din spate, ci îl are din față, dar nu-i puternic. Nu e periculos, doar că nu ne împinge. Noi nu ne așteptăm de la vânt să nu ne împingă înapoi, ci ne așteptăm de la vânt să ne împingă înainte. Dar dacă nu ne împinge nici înainte, nici înapoi, e potrivnic. Noi vrem ca vântul să ne împingă în față, însă uneori el bate doar ușor din față. Nu-i periculos, dar e leneș. Nu ne face rău, dar nici bine. Și sunt situații în viață când vântul este potrivnic, este opozant, este adversar. Și spui toate eforturile și împingi corabia vieții. Și vrei să faci un pic de chiar și tu în casa ta cum fac alții și nu se lipește nimic. Iei cu o mână și dai cu două. Plătești un bil și poștașul aduce încă două. Și muncești mai mult și parcă nu poți să strângi nimic. Există un vânt al adversității. Îți faci un prieten și pierzi doi. Te tratezi de un mădular și te dor altele două.
te împaci cu un om și te ceri cu trei. Rezolvi o problemă și apar încă două. Și vântul acesta al adversității nu te lasă în pace. Te uiți la alții și lor le bate vântul din spate. Și trec pe lângă tine și ești tentat. Ești tentat să te uiți și să spui multe lucruri. Uneori în viață, ca și Pavel atunci, vântul ne este potrivnic. Scriitorul Luca, care scrie Faptele Apostolilor, ne spune că marinarii au lăsat corabia pe lângă insulă, să fie aproape de insulă, în speranța că pe acolo va găsi un culoar unde să fie un pic de curent care să-i împingă. Ai nevoie în viață să te apropii de cineva ca să-ți dea un pic de ajutor. Și te uiți în nevoia pe care o ai, te uiți la el și te gândești, Doamne, nu vrei să-l pui să mă ajute un pic? Te uiți la altul de lângă tine, te uiți la vecin, la fraț, la suror, la păstor, la dirijor, te uiți poate la rude, poate ai un unchi în America și nu știi la cine să te mai uiți ca să te împingă și pe tine puțin, că rămâi pe loc. Poate ai venit de 20 de ani aici și totuși lângă insulă ești și nu poți deloc să te desparți de ea. Există o vreme când nu te duci în spate, dar nici în față. Vântul nu-i periculos, dar nici nu te ajută. Și bați pasul pe loc și îți pare rău că trec anii. Există o perioadă în viață, la unii mai scurtă, la alții mai lungă, numită perioada adversității. Toate lucrurile sunt împotrivă, nu periculoase, dar te lupți cu toate și parcă nu le biruiești. Însă, viața are și alte culori, nu doar neagră. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Trec câteva zile și dintr-o dată vine un vânt al oportunităților, versetul 13. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pentru că vântul a început să sufle din spate, promițător, suficient de tare ca să împingă corabia. Oamenii s-au bucurat, marinarii care simțeau vremea au spus, acum e timpul să ridicăm ancora. Toamna era pe sfârșite, iarna bătea la ușă și au spus ei, dacă ne prinde iarna pe insula aceasta, nu e un loc bun de iernat. Corabia nu se poate ancora într-un loc sigur, orașul nu este potrivit, vrem să plecăm și acum, înainte de începerea iernii, profităm de vântul ăsta din pupa, din spate și pentru că suntem puțin stăpâni pe situație, avem experiență, profităm de vântul, de oportunitatea asta și ne ducem. Și sunt oameni care primesc la un moment dat un ajutor din spate. Parcă din senin vine ajutorul, nu l-au visat, nu l-au așteptat, nu l-au meritat, dar așa vine o șansă pe care noi o numim de la Dumnezeu și de cele mai multe ori s-ar putea să fie de la El. Și vin așa niște oportunități peste noi și dintr-o dată ne merge bine și dintr-o dată se deschid ușile și dintr-o dată oamenii se fac prietenii noștri și dușmanii noștri se dau la o parte din drumul nostru și începe să ne meargă bine și prindem cheag și avem succes și oportunitate peste oportunitate vine peste noi și peste casa noastră și peste familia noastră și peste business-ul nostru și atunci prindem la inimă și atunci se ridică valoarea de sine. Și atunci ni se pare că suntem importanți, și atunci ni se pare că avem experiență, și atunci ni se pare că ne merge mintea, și atunci ni se pare că ne descurcăm, și atunci ni se pare că suntem stăpâni pe situație, și atunci ne uităm la alții și zicem, ăsta nu știe să se descurce ca mine. Și ne uităm la alții și zicem, tu de ce nu propășești? Ție de ce nu-ți merge bine cum îmi merge mie? Uitând că ieri și ție vântul ți-a fost potrivnic. Când vântul ți este potrivnic, ai vrea tot să plângă, pentru că tu plângi. Când vântul îți este oportun, ai vrea ca tot să meargă în vacanță cu tine, pentru că ție îți merge bine. Noi credem că toată lumea e acordată la gama noastră, uitând că muzica e complexă, are și sol și fa și să nu-i întreba cu pe dirijor câte sunt acolo. Există un vânt în viață care îți prinde bine. Este șansa ta, este timpul tău. Și atunci poți să pui ban peste ban și poți să
te bucuri un pic de viață, să ieși la loc larg. A fost o vreme când corabia a despicat apa cu viteză și marinarii s-au bucurat. S-au simțit stăpâni pe situație și s-au dus. Acesta este cel mai periculos timp din viață. Pentru că acum există riscul să primești o atitudine a inimii de superioritate și să-L întristezi pe Domnul, să-I disprețuiești pe oameni și să-ți se pară că ești mai important decât ei. Acum există riscul, datorită celebrității, oamenii se uită de jos la tine, să ți se urce la cap și să ți se pară că ți se cuvin toate aceste lucruri. Și să nu-ți imaginezi niciodată că vântul se poate opri din spate. E o astfel de vreme pentru fiecare. Celebritatea este dulce. În lumea aceasta sunt câteva valori, frumusețea, inteligența și banii, care îi împing pe oameni sub lumina reflectoarelor. Și cei care au parte de un vânt prielnic din spate se bucură de viață, o pun pe pâine și își doresc să nu se schimbe niciodată vântul. Uneori nu se schimbă. Îmbătrânim așa, ieșim la pensie. Însă butonul nu-i la noi. Cineva din ceruri care conduce universul și care iubește mai mult sufletul nostru decât oportunitatea noastră pune vântul să bată din altă parte. Uneori știm să răspundem la întrebarea de ce s-a schimbat vântul, dar de cele mai multe ori nu știm să răspundem. Însă nu de răspunsuri avem nevoie, ci de o atitudine potrivită. Uitați ce se întâmplă. După vântul ăla care nu bate nici din față, nici din spate și este așa căldicel, doar te încurcă că nu te ajută, vine vântul oportunităților și prinzi la inimă și te bucuri și te odihnești și ai așa o perioadă de relax și zici: Doamne, îți mulțumesc. Ca din senin se întâmplă o schimbare cutremurătoare și pe lângă vântul adversității, pe lângă vântul oportunității, urmează vântul calamității. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Versetele 14 la 21. Dar nu după multă vreme. Această expresie poate să însemne zile, ani sau zeci de ani. Te-a lăsat Dumnezeu să te odihnești. Ți-a dat Dumnezeu celebritate și te-a cunoscut o lume întreagă. Ai devenit puternic, ți-a mers bine, dar după o vreme se încheie perioada aceasta și începe o alta. După oportunitate vine calamitatea. După cum, după adversitate a venit oportunitatea. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit. S-a dezlănțuit, nu a început, s-a dezlănțuit. Cuvântul acesta este înfiorător, este agresiv. El manifestă vulnerabilitate, el te surprinde, el te trântește, el te sperie, el te îngrozește, că ești doar un om cu o inimă de carne. S-a dezlănțuit, nu erai pregătit pentru așa ceva. Erai un om care te învățase cu confortul, cu binele, cu bunăstarea, cu oportunitățile vieții. Și dintr-o dată, ca din senin, se produce nedreptatea și se dezlănțuie ciclonul, catastrofa, calamitatea. Vine primejdia și nu numai primejdia, vine paguba. Și pe lângă frică vine durerea. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Corabia a fost luată de uragan, fără să mai poată lupta. Atunci când vântul a fost advers, s-a putut lupta cu el, că nu era nici rău, nici bine, ci doar te ținea pe loc. Acum nu e vorba de adversitate, acum e vorba de calamitate. Calamitate înseamnă o nenorocire năprasnică pe care nu mai poți controla. Adversitatea o poți controla, e unul la unul, dar calamitatea nu mai poți controla. Cu un om te poți lupta, dar când vine un cutremur de 7-10 grade, nu te mai poți lupta. Când vine tsunami, nu te mai poți lupta. Când vine trocul peste tine sau peste casa ta, nu te mai poți lupta. Când ți se oprește inimioara, nu te mai poți lupta. Când vine nenorocirea și nu-ți cere voie să vină, nu te mai poți lupta. Te trezești pur și simplu sufocat. Vin apele mari ca odinioară peste Iona. Și atunci, dintr-o dată, te trezești din bucuria confortului oportunității și guști amărăciunea, întristarea și lacrimile amare ale calamității care a venit prin vântul năprasnic peste sufletul tău și poate peste casa ta. Și toate lecțiile acestea compun viața.
A fost odată în viața ta o situație de adversitate, dar ți-a fost ușor să o depășești. Te-ai dat pe lângă cineva, te-ai unit cu cineva, te-ai asociat cu cineva și ai scăpat. Și apoi ai ieșit la loc larg și, Doamne, ce bine ți-a mers. Dar dintr-o dată, de parcă ai fi omorât pe cineva, dintr-o dată s-a dezlănțuit un uragan ieșit din comun și te-au înghițit apele. Și n-ai mai avut putere nici să respiri, nici să strigi, nici să plângi, nici să țipi. Și efectiv, corabia a fost luată și purtată de vânt unde a vrut ea. Și când marinarii aceștia destoinici au văzut valurile mai mari decât corabia, au spus: pierim! Nu mai există nicio scăpare pentru noi! Observați că erau 276 de indivizi. 276 de indivizi erau pe corabie. Imaginați-vă când au început să țipe 276 de oameni, să plângă. Erau cei mai mulți dintre ei bărbați. Dar ce dacă și bărbații au sânge, și bărbații au instinct de conservare, și lor le e frică? Și când acestora le este frică, le e frică că nu mai au încotro. Ei nu plâng când frica e departe, ei plâng când frica e deasupra lor. Ei nu plâng când miroase a frică, ei plâng când sunt dominați de frică. Ei nu plâng când frica e la un kilometru și ei plâng când frica e peste ei. Și oamenii aceștia au țipat disperați și văzând că nu mai pot lupta, au spus: haide să ridicăm puțin corabia. Și au aruncat toată greutatea din corabia, au aruncat tot ce duceau ca și marfă și au aruncat uneltele corabiei. Era o marfă scumpă și erau scule scumpe, erau stafuri scumpe, dar viața lor era mai scumpă decât marfa și viața lor era mai scumpă decât stafurile, decât uneltele corabiei pe care le-au aruncat în apă. A trebuit să plătească un preț ca să scape din nenorocire. Când a fost vremea de adversitate, n-au aruncat nimic, doar s-au unit cu cineva și unde-i doi puterea crește. Când a venit oportunitățile, nu numai că n-au aruncat, dar au strâns și au cumpărat scule noi și au cumpărat marfă, că în viața fiecăruia e o vreme bună, dar vine eurachilonul peste fiecare. Vine uraganul acesta nemilos și lovește puternic și încerci să te încui în casă și zboară ușa și încerci să te pui în spatele băncii și aceasta nu te mai cunoaște. Și încerci să te unești cu foștii parteneri și prieteni și ei spun: da, tu cine ești, că nu te cunoaștem, nu te-am văzut în viața noastră. Și dintr-o dată te trezești singur și începi să arunci totul ca să devii mai ușor și ca să poți supraviețui. Există o astfel de vreme pentru noi. Pentru mine a fost, pentru dumneata poate va fi. Toate lacrimile pe care le-am avut, le-am vărsat și au fost amare ca fierea. Și am zis că atunci va fi sfârșitul. Și atunci te gândești la ce este mai greu și mai grav. Atunci cauți scăpare și oamenii n-au nicio soluție. Împrejurările vieții nu te ajută. Și cei cu care te-ai unit odinioară în momentele de adversitate să scapi, acum sunt departe de tine și nu mai pot să mai facă nimic, nici dacă vor. Vine o vreme când calamitatea te acoperă, te domină. Și dacă în adversitate ai putut să controlezi lucrurile și dacă în oportunitate te-ai jucat cu viața, vine o calamitate când ești înghițit, ești pus în teascul lui Dumnezeu și ești stors ca strugurii ca să iasă mustul. Și tot parfumul care este în tine, mult sau puțin, iese ca să se bucure Dumnezeu de el. Și atunci te smerești, atunci vii cu picioarele pe pământ. Atunci realizezi că viața poate fi trăită și altfel. Atunci accepți că relațiile pot fi și altfel. Atunci banii au altă valoare și munca are altă valoare. Atunci prioritățile vieții se schimbă. Atunci valorile vieții se întorc pe dos. Tot ce a fost necesar devine inutil. Inima îți bate pentru altceva. Te înțelepțești. Primești har. Primești lumină și te întrebi: Doamne, ce să mai fac cu ea când vine sfârșitul? Pentru că nenorocirea bate la ușă și pentru că nu mai vezi nicio soluție. Așa s-a întâmplat atunci pe corabie. Să observați că atunci când marinarii nu mai pot face nimic,
când soldații nu mai pot face nimic. Acolo pe vapor erau marinari care se îngrijeau de vapor și soldați care se îngrijeau de ordine și de Pavel, care era arestat, dus sub escortă. Când știința și tehnologia, când forța și autoritatea, când instituțiile umane nu mai pot face nimic, când valurile domină, când uraganul urlă, când nici măcar nu mai ai putere să te mai lupți cu viața, când lași corabia să se ducă unde vrea, când renunți să mănânci, ce rost mai are să mai mănânci? Mâncarea nu mai are gust, somnul nu mai e necesar, prieteniile nu mai au nicio valoare, nu-ți mai găsești plăcerea nici în mașină, nici în familie, nici în banii pe care i-ai strâns, care acum s-au epuizat toți, nimic nu mai are valoare, viața a devenit neagră, înspăimântătoare și spui, Doamne, de ce m-ai adus aici? Atunci, dintr-o dată, când nimeni nu te mai poate ajuta, atunci, dintr-o dată, atunci când marinarii și soldații nu mai au nicio influență, atunci apare glasul Domnului. Atunci cel prea înalt are o soluție pentru tine. Simți că nu meriți ajutorul lui Dumnezeu, însă El ți-l dă nu pentru că îl meriți, ți-l dă datorită numelui Său și datorită promisiunilor Sale. Au mai fost oameni ca dumneata și i-a scăpat Dumnezeu. Și nu se va face de rușine nici cu dumneata acum. Știu că ai nevoie de foarte mult ajutor, dar ce este asta pentru Dumnezeul care stăpânește cerurile și pământul? Și uitați ce spune Evanghelia. A venit Pavel și ciudat le dă niște sfaturi ieșite din comun. Urlă marea! Vaporul e plin de apă, stă să se scufunde. Oamenii sunt încremeniți, cârmaciul nu mai are soluții. Marinarii sunt disperați, nu mai mănâncă nimeni, toți sunt speriați, așteaptă să se ducă în fundul mării. Țipă toți, sunt disperați toți. Și vine Pavel și are niște sugestii incredibile. Una, priviți versetul 22. Oameni buni, fiți cu boie bună și liniștiți-vă. Liniștiți-vă. Frați de la cor, surori de la cor, liniștiți-vă. Fiți cu boie bună, liniștiți-vă. Frate Luigi, nu mai putem. E prea mult. Aici nu mai e vorba de o împotrivire măruntă. E prea mult, uraganul ăsta ne-a luat și ne duce încoace și încolo și nu mai putem controla situația. E prea mult. 2 săptămâni au stat ăștia în uraganul ăsta. 2 săptămâni. Scriptura ne spune că soarele nu s-a mai văzut ziua și stelele nu s-au mai văzut noaptea. Au stat 14 zile într-un întuneric, ca atunci când cineva te bagă într-un basement, nu ai curent electric și e noapte. Nu puteau să mai știe când e zi, când e noapte. Și corabia se făcea în toate felurile, se ducea când încoace, când încolo. Oamenii ăștia n-au mai băgat nimic în gură, i-a cuprins panica, au fost terorizați și îngroziți. Și dintr-o dată se ridică Pavel în numele Domnului și spune un cuvânt de speranță când nimeni nu mai avea nicio soluție. Și spune, oameni buni, ascultați-mă, opriți-vă, liniștiți-vă și fiți cu voie bună. Fiți cu voie bună. Atunci când ești în perioada oportunităților, e normal să fii cu voie bună. Pentru că omul e doar carne. Și omul se bucură prin vedere și se întristează tot prin vedere. E mai greu să te bucuri prin credință. Ori acum când a venit calamitatea, ce se vede e îngrozitor. Numai ce crezi te mai poate ajuta. Și Pavel vine și spune ceva ce nu se vede, doar se crede. Ce se vede erau valurile, ce se auzea era vuietul, ce se vedea erau marinari îngroziți. Dar Pavel vine cu ceva care trebuie crezut. Fiți cu voie bună. Fiți cu voie bună. Și continuă cuvântul și spune, nimeni nu va muri. Ba, vom muri cu toții. Nimeni nu va muri. Toți murim. Ni se șterge pomenirea. Nu, fiți liniștiți. Nu va muri nimeni. Liniștiți-vă că nu va muri nimeni. Paguba va fi doar materială. Paguba va fi doar materială. Vor fi probleme cu uneltele, cu marfa și cu corabia. Dar nu va muri niciun om, liniștiți-vă și fiți cu voie bună. Nu vă pierdeți cumpătul, nu vă lăsați speriați de ce auziți și de ce vedeți, pentru că Domnul vă vine în ajutor. Liniștiți-vă și atenție ce spune cuvântul Domnului. Aveți încredere în Dumnezeu. Dacă nu o să aveți încredere în Dumnezeu, o să vă pleznească fierea de frică. O să tremurați ca varga, vă pierdeți mintea, intrați în stres, nu mai puteți dormi. S-ar putea când ieșiți din încercarea aceasta să vă pierdeți mințile. Oameni buni, liniștiți-vă! Oameni buni, liniștiți-vă!
Dumnezeu nu va îngădui nicio pierdere umană. Dumnezeu se va lupta cu valurile și va veni clipa când va spune taci și le va opri. Vor fi doar pagube materiale, unelte, marfă, corabie, dar viața voastră este protejată de numele lui Jehova, a Dumnezeului celui viu și adevărat. Aș vrea în seara aceasta să închei. În minte am o grămadă de întâmplări care vorbesc despre incredibilul experimentat de mulți oameni. Atunci când bate vântul și furtuna, nu mai ai bani, nu mai ai prieteni, te simți singur, îți tremură sufletul, te aplezi să te rogi și n-ai cuvinte, deschizi Scriptura să citești și te trezești că gândul se duce tot la valuri, nu mai ai nicio soluție, nicio scăpare, nu-ți mai trece prin minte nimic care să te ajute, atunci, dacă nu crezi, nu poți să faci nimic ca să ieși de acolo. Sugestia lui Dumnezeu este următoarea: încrede-te în Domnul. Nu te uita la valuri, Dumnezeu le ridică, Dumnezeu le coboară. Nu te uita la corabie, nu-i nicio problemă dacă se duce la fund, mâine face alta. Ce e două bucăți de lemn pus la oaltă bătute în cuie? Nu te uita la unelte, mergem la Home Depot și cumpărăm altele. Uită-te la viața ta pentru că Dumnezeu te iubește. Dacă mori, degeaba fac alții corăbii. Dacă mori, degeaba se duc alții la Home Depot, dar Dumnezeu te ține în viață, pentru că în fața lui Dumnezeu viața ta are valoare. Dumnezeu se va lupta pentru tine, se va vedea din nou soarele, se vor vedea din nou stelele, va fi din nou vreme bună, vor veni din nou oportunități, va fi din nou un vânt din pupa și vei ajunge la Roma, pentru că Dumnezeu te iubește. Cum să scăpăm din primejdie și din pagubă? Să ne încredem în Dumnezeu! Să ne liniștim, să nu mai fim niște oameni disperați ca niște copii. Aoleu, aoleu, liniștește-te! În numele Domnului liniștește-te! În puterea lui Jehova, care a scăpat pe Israel de Faraon și a despicat marea și a despicat Iordanul și le-a dat apă din stâncă și păsări din văzduh. Și Dumnezeu le-a purtat de grijă în mod incredibil. Așa se va purta Domnul cu poporul lui din neam în neam până când se va întoarce Hristos. Dar trebuie să te liniștești. Onorează-L pe Domnul cu încrederea ta. Onorează-L pe Domnul cu rugăciunea ta. Onorează-L pe Domnul prin faptul că te pui în mâna Lui. Nu te lăsa! Nu te lăsa! Încrede-te în Domnul! Nu asculta la zgomotul valurilor! Slujba lor e să urle! Însă Dumnezeu din iubire te va scăpa. În seara aceasta, frați și surori, vreau să vă aduc aminte că noi nu suntem un pluton de soldați. Nu suntem niciun grup de cercetători, nici o gașcă de motocicliști. Noi suntem un grup de sfinți numit Biserica lui Iisus Hristos. Atunci când armata, oamenii de știință și motocicliștii intră în probleme, n-are cine să-i ajute. Când biserica intră în furtună, oamenii ăștia au greșit că au luat o decizie neînțeleaptă. N-au fost oameni care au luat o decizie înțeleaptă. Neînțeleaptă le-a fost decizia. Și Pavel îi mustră. Dar așa, cu decizia lor neînțeleaptă, Sfântul Dumnezeu le-a venit în ajutor. Eu dacă eram acolo, probabil le ziceam: să fiți sănătoși când v-am spus să vă opriți nazuri, duceți-vă acum la fund. A fost cineva mai bun decât lui Gimițoi și a spus: stop, oprește-te valule, dejuns. Și a scăpat din furtuna. Nu vă pierdeți inima, frați și surori. Încredeți-vă în Domnul, că au mai fost și vor mai fi, dar peste noi este numele Domnului. Domnul este puternic și viteaz. Dragostea lui Dumnezeu este fără margini. Câte n-a reparat Dumnezeu din ce am stricat noi în slăbiciunea noastră și în greșeala noastră. Dacă vrei să ieși din primejdie și din necaz, dumneata, familia dumitale și biserica lui Iisus Hristos, ascultați-mă, unu, liniștiți-vă. Dar nu vă liniștiți în baza meritelor personale, ci în numele Domnului care e viteaz și puternic. Doi, încredeți-vă în Domnul. Trei, mâncați liniștiți. Pavel a spus: eu mănânc, și înainte să mănânce a spus: Tată din ceruri, binecuvintează mâncarea asta. Și a început să mănânce. Și când l-au văzut cei 275 de oameni, cu el 76, ne spune Scriptura că s-au înviorat, au început și ei să mănânce. Și într-o clipă valurile s-au micșorat și dumneavoastră știți că corabia s-a dus mai departe. Au oprit pe o insulă și așa mai departe. Ascultați-mă, frați și surori, nu vă lăsați îngroziți de valuri. Ele au rostul să ne sperie, dar cu noi este Domnul. Mi-am permis deja să trec câteva minute peste program,
Iertați-mă, vă rog, dar am avut în inima mea acest strigăt al indignării că poporul Domnului este speriat. Este adevărat, noi trebuie să ne plângem păcatele. Este adevărat, noi trebuie să ne plângem greșelile. Este adevărat că noi n-am ascultat și trebuia să ascultăm sfatul lui Pavel, dar nu l-am ascultat. Este adevărat că am greșit. Este adevărat că ne-am semețit și ne-am bizuit pe puterile și pe vremea de oportunitate care ne-a dat impresia că suntem grozavi. Toate acestea sunt adevărate, dar Dumnezeule, cum să ne lași? Am greșit! Și Domnul ne spune, liniștiți-vă, nu va pieri niciun om. Și așa a fost. Toți s-au dat jos din corabia care s-a scufundat, întregi și teferi. Aș vrea în seara aceasta să ne rugăm, pentru ca Dumnezeu să ne dea putere să ne liniștim. Să urle valurile cât vor vrea, nu 2 săptămâni, 20 de ani. Cu Dumnezeu în furtună este infinit mai bine decât cu diavolul în vacanță. Nu vorbesc împotriva vacanțelor, fac doar o comparație. Vacanțele sunt bune dacă avem parte de ele. Vreau doar să spun că nu e nicio problemă dacă suntem în furtună și e Domnul cu noi. Haideți să ne ridicăm în picioare, sfânt și iubit popor al Domnului, și să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne dea putere să nu ne temem, să ne încredem în El și să-L lăsăm pe Dumnezeu să spună vântului taci, pentru că este datoria Lui, că este Dumnezeu. Ne rugăm Domnului tot poporul. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.